Avocata familiei tânărului bătut, polițiști, a făcut dezvăluiri șocante la România TV. Avocata a vizionat momentul încătușării tânărului bătut, surprins de bodycam-ul polițistei, și spune că oamenii legii l-au trântit pe burtă pe Eduard. Unul dintre aceștia a pus piciorul peste el și a dat cu spray în față. Polițista care a intervenit în noaptea tragediei trebuia să dea explicații în fața procurorilor, însă audierea s-a amânat pentru că femeia a intrat în concediu medical la scurt timp după incident. Ancheta continuă în cazul morții suspecte a lui Eduard, tânărul de 30 de ani care s-a stins din viață după ce a fost bătut de polițiști. Audierea uneia dintre polițistele care au intervenit în noaptea tragediei a fost amânată după ce aceasta a intrat în concediu medical. Iubita tânărului a făcut însă mărturii tulburătoare despre noaptea fatidică. Totul s-a întâmplat atât de fulger. Adică Eduard a zis că este afară să fumeze o țigară. Și în 20 de minute nu mai era. Iar deci eu l-am găsit la 3:33, a fost sunat pentru prima dată la smurt la ora 3:33. Deci ei când m-au văzut pe mine, probabil că s-au panicat și atunci au sunat prima dată. De când au sunat prima dată până a venit smurdul, nu s-a întâmplat nimic, deci nu m-au lăsat să pun mâna pe el, pentru că eu m-am pus în genunchi lângă el. Și a venit un polițist și m-a luat de umăr și mi-a zis nu-l atinge. Moment în care m-am panicat foarte tare, pentru că dacă un om care sângerează din zona capului spui nu-l atinge, înseamnă că a avut niște traumatisme nasoale și nu știi dacă i-ai rupt gâtul, le-ai spart capul sau alte chestii de genul ăsta. Și nu l-am mai atins de frică să nu pățească ceva. L-am întrebat doar ce s-a întâmplat. Polițiștii nu mă băgau în seamă, încercau să îl identifice, nu vorbeau cu mine deloc. Le-am spus numele lui, nu-l găseau pe stație, deci îl lăsau pe băiatul ăsta să moară acolo. Eu în momentul ăsta vizionez momentul încătușării. Este trântit pe burtă, deci nici nu mai pot să vorbesc, credeți-mă că sunt... Aveți momentul încătușării? Deci, imagine. Îl trântesc pe burtă, îi dau cu spray și cineva stă cu piciorul peste el și îl încătușează. Aveți el momentul video al încătușării, doamnă? Exact cum a zis. Da, am de pe bodycam-ul polițistei. A filmat timp de 26 de minute, a ajuns la locul incidentului, a luat datele celui care a sunat la 112, da. După care a filmat în cu totul alte direcții decât la locul cu pricina, s-a văzut cu mașina cum îl caută, are și telefonul deschis în care filmează, de-aia am și solicitat reținerea telefonelor polițiștilor și supunerea lor unei expertize informatice. Și acum se vede cum stau cu picioarele călare pe el și îl încătușează. El se zbate în momentul în care este încătușat. Doamnă, deci nu mai stați poate un pic. Să spună nimeni că te-a provocat singur lovituri. România TV a obținut în exclusivitate declarația vecinei care a văzut și filmat întregul eveniment. La ora 3 și 17 minute am auzit o gălăgie. M-am uitat pe geamul la bucătărie, fiind chiar în față, am crezut că se bate un tânăr pentru fete, că n-am știut că doamna e polițistă. Și dintre care am văzut că l-a trântit jos, după ce l-a trântit jos... Nu, cine l-a trântit jos? O polițistă brunetă? Da, o polițistă brunetă, legată cu părul la spate. L-a trântit jos, după ce l-a trântit jos... A strigat în ajutor, venind între timp și echipajul de poliție care a fost dumneai în el, și strigând, dă cu spray-ul, dă cu spray-ul. I-a luat spray-ul din portbagaj, i-a dat cu spray-ul la băiat, după care, timp de câteva secunde, s-a ridicat de acolo, nu știa încotro să ia, și a venit în partea unde s-a întâmplat, de la găsit căzut jos. Acolo au pus piciorul pe spate. L-a încătușat. Când l-au încătușat și era acolo jos băiatul, i-au mai aplicat lovituri? Da. I-a dat la cap. Polițista mai mult. I-a dat la cap, cu fața în jos, cu picioarele puțin desfăcute. Au urcăit timp de câteva secunde. În
între timp s-a stabilit și cauza morții lui Eduard Giost, iar potrivit anchetatorilor și potrivit raportului de la expertiza făcută de medici legiști, moartea tânărului a fost provocată de un edem cerebral masiv cu hemoragii cerebrale secundare și, practic, procurorul a explicat că leziunile pe care le-a suferit Eduard au fost provocate cel mai probabil cu lovituri cu obiecte dure. De asemenea, varianta oficială care explică moartea lui Eduard este aceea potrivit căreia tânărul s-ar fi automutilat.